Bă, grei viața asta de șoferie. Dar e faină, mă. E faină. Drumuri bune. Hai, da. Ziua bună, dragilor, și bine ați venit la un nou clip. Să fac un clip scurt, dar să vă arăt un pic peisajele pe aici. Sunt în Spania. Merg către Monzón dinspre Pamplona. Și pe aici un peisaj fain. Și aș vrea să vă filmez un pic. Nu știu cât de bine se vedea pe camera asta, dar eu sper să vadă ceva. Bate și soarele din față, parbrizul e foarte murdar. Dar asta e. Un drum plin de serpentine. Vin din Germania, fraților, sunt încărcat cu parafina și trebuie să descarc azi, sâmbătă. Sunt așteptat la firmă, că mi-a zis că firma oprită, că nu mai au produs. N-am mai fost pe drumul ăsta de foarte mult timp, de vreo 2 ani, 3 ani cred, mai bine. Oh, mai bine de 3 ani. Vreo 3 ani, 3, 4 ani. Aici în dreapta e un lac mare, fain, frumos. Sper să-l prindem acum și pe video. Aici. Să opresc un pic să vă arăt împrejurimile. Dar puțin, nu stau mult. Am ceva grabă. Urmele COVID-ului. E foarte frumos. Și avem munții în spate. Și acest lac foarte fain. No, mergem mai departe. Thank you.
centura, că... E mai bine așa. Uitați cât se tinde acest lac. Fără să mai trebuiască să mai fac o altă pauză. Asta e partea frumoasă a șoferiei, că vezi tot felul de locuri frumoase. Asta e un mare avantaj. Lacul continuă aici, în dreapta. Zone împădurite, umbroase. Până mai devreme a fost o ceață foarte deasă. Să vedem, mai prindem și aici lac. E aici în dreapta. Între pomi. Aici cred că o să mai vad un pic podul ăsta. Reflectă soarele. Reflectă soarele în apă. Nu știu dacă se vede din cauza la soare. Chiar îmi face plăcere că am un peisaj fain. Iar în general e de 80.
mare, e destul de mare. Așa frumos. No, cam atâta, fraților. Asta am vrut să vă filmez un pic de peisaj. Eu vă doresc toate cele bune și la revedere!